Bună și bine ați venit pe Tarotada! Dragilor, aveți în descrierea clipului un link unde puteți deveni, prin accesarea lui, puteți deveni membri ai acestui canal. Vă încurajez să o faceți pentru mai multă informație, pentru a avea acces la clipuri pe care voi vi le doriți. Îmi cereți în comentarii, iar eu mă supun dorințelor, cerințelor voastre. Astăzi vreau să facem o etalare bonus pentru luna august, pentru toți cei care aveți soare, lună, ascendent, descendent sau oricare altă planetă de pe harta dumneavoastră astrală în zodia Leu. Și să vedem, dragii mei lei, ce vine în această perioadă către voi. Leu, a sărit o carte. O portal, o poartă. Ați avut portalul leului. Puternică perioada pentru voi, puternică energia pentru voi. Cu toții l-am avut, cu toții putem deschide câte un portal atunci când accesăm schimbarea. E momentul leului. Ai avut răbdare suficientă și este timpul să deschizi un portal pentru sufletul tău, pentru inima ta, pentru dorințele tale. Wow! Răbdarea s-a încheiat aici, leul, suveranitate. Îți iei puterea în mâinile tale și totul este așa cum vrei tu. Aici ai făcut calcule, ai măsurat de 200 de mii de ori și ai tăiat odată. Vedeți? Încă o poartă. Calea. Este calea care se deschide acum în fața ta. Este frumos. Urci, ai urcat, ai învățat, ai încheiat karme, lucruri, ai trecut mai departe. Asta e calea ta. Este calea leului de a merge spre visul său. Aveți aici un portal, aici aveți un portal, aici este răbdarea. Vedeți, ați stat în umbră și ați tot visat la momentul în care acest portal se va deschide. O doamnă cu un balon în mână, care doar visează, dar în acest moment calea s-a deschis, drumul ați parcurs, este timpul să vă luați puterea în propriile mâini. Suveranitate, frumos, încă un portal, dragilor, ce se întâmplă aici pentru voi? Începuturi, noi începuturi pentru voi. Frumos, să așterne în calea voastră schimbarea vine, fericirea. Da, o iubire, o speranță, o frumusețe, înfloriți frumusețe, atrageți în viața voastră frumosul. Culegeți roadele, vai ce frumos este, îmi place mult pentru lei. Această perioadă care se așterne în fața voastră, luna august, ce a mai rămas din luna august, deschide noi perspective, noi căi, oportunități. Primiți invitație la un job pe care voi vi-l doriți, aici schimbați cariera, casa, poate persoana, poate statutul, nu o să mai fiți persoane singure. Vă îndreptați spre ce vreți voi, fiecare spre care arie visează, spre care aspect al vieții sale visează. Frumos aici ce se deschide în calea leului. Frumos ce visează leul, ce ai visat, acum primești. Fericire, dragilor! Wow! A vrut această carte să sară și a sărit. Spre ce te îndrepți? Spre fericire. Cântă-ți cântecul tău și universul va lucra alături de tine. Da, văd răbdare aici, ați așteptat momentul magic. Wow, ce frumos, fericire și magie, magic. O lună mare plină, se apropie o lună mare plină, unde trebuie să renunți la răbdare. Ia-ți puterea înapoi și mergi, pentru că aici este magic. Ceva nu accepti. Orică ceva s-a terminat, orică cineva a plecat, orică nu ți s-a împlinit un vis, dar tu ți-ai pus piedici aici, tu nu ai trecut prin acest portal, acceptă. Acceptare, gândește-te ce ar trebui să accepti, la ce nu ai renunțat. Poate ai frici, poate ai temeri, poate nu vrei să pleci mai departe. Dragilor, ceva magic se deschide în calea voastră acum și este destinul vostru. Aici este, mergi spre destinul tău, protecție, sunteți protejați, pentru că dorința voastră este pură. Are loc aici transformarea, vedeți? Din această scoică iese un fluture, o perlă. Totul se transformă în jurul vostru.
Văd aici puritate, protecție, acceptare și un nou început, înțelepciune, cunoaștere. Asul de săbii, voi trebuie aici să vă spuneți adevărul. Ceva nu... v-ați refugiat în ceva, v-ați retras și nu ar fi fost momentul. Acum toate căile vă sunt deschise. Spre fericire, dragilor, și este magic. O perioadă a lunii august superbă pentru voi. Haideți să vedem. Leu, bonus pentru luna august, dragilor. Măreție văd aici, văd cunoaștere, înțelepciune, magie, îmi place mult ce văd. Noi uși care se deschid, în stres ați stat, în lupte, v-ați luptat cu demonii, ai voștri sau ai celor din jurul vostru, dar începeți să înțelegeți că e timpul coacerii, e timpul să strângeți recolta, am văzut și acolo strângerea recoltei, fructificarea. Maestrul, schimbarea încă o dată, wow, și suferința, suferința se transformă în fericire, dragilor, aveți aici maestrul, vă ghidează, aveți protecție, ce avem aici, transcenderea iluziei, 20 și cartea 20, cartea judecății, da, nu mai vrei, vrei acele lucruri noi care se ivesc în calea ta, ați amânat, văd aici iarăși amânarea. Ați tot amânat acest paradis care trebuie să vină în viața voastră pentru că este pe destinul vostru, dar v-ați pus piedici. Am văzut în prima carte acea scară pe care ați urcat, această scară care duce către acest portal, la aceste noi începuturi care se deschid în fața voastră, schimbarea de 2-3 ori. Aveți aici tot schimbare, o schimbare mare. În viața voastră se întâmplă ceva. Ori intră o persoană nouă, ori vă mutați cu o persoană nouă, ori mergeți la un alt job, poate fi în altă țară, poate vă cumpărați în altă țară o casă sau mergeți cu chirie într-o altă țară sau faceți acel lucru care v-a fost interzis până acum. De alții, de griji, de frici, de temeri, v-ați îngreunat parcursul. Nu mai stă nimeni în calea voastră acum. Voi mergeți aici spre fericire și totul este magic, totul merge ușor pentru că aici poamele s-au copt. Începeți să înțelegeți că fericirea voastră ține de voi. Intrați pe acest portal, mergeți către aceste noi începuturi, faceți schimbarea pentru că ghidarea este corectă, dragilor. Aici avem maestru. Este înțelepciune. Voi mergeți aici spre un lucru dorit de voi cu toată ființa voastră, poate spre o iubire, poate spre un nou început frumos care este pe destinul vostru, aici este judecata, pleci mai departe de trecutul tău, de karmele tale, de tot ce ai trăit până acum, de tiparele învățate, de suferință, pentru că aici a fost stres, luptă și suferință. Și cel mai frumos este ghidarea corectă și schimbarea, dar în același timp și coacerea înseamnă că ați învățat din propriile greșeli, ați învățat mult din această suferință și acum vedeți aceste uși care se deschid pentru că transcedeți iluzia și totul este magic. În timp divin, la timp potrivit, vine fericirea, dragilor. Este superbă perioada pentru lei. Haideți să vedem și din tarot. Stresul se închide, iarăși moartea, iarăși schimbarea, ceva se întâmplă în viața voastră, o schimbare majoră, poate de statut, sunteți ceruți în căsătorie, poate treceți la nivelul următor, poate vă căsătoriți în această perioadă, totul este de bun augur, haideți să vedem, iarăși judecata, se repetă cărțile, a fost pe destinul vostru să treceți și prin acest hop. Dar ați învățat toate lecțiile, aici universul vă transmite că ați trecut cu brio toate lecțiile, toate testele și este timpul pentru alte lucruri, justiția, wow, se face curățenie aici în viața voastră pentru că e momentul plecării din orice ar fi fost, dintr-o karmă, dintr-o bătălie, aici a fost o luptă de putere între tine și cineva, între tine și ceva. Poate între tine și o credință a ta, de care ai ținut morțiș să o ții în viața ta și ți-a adus stres și bătălii inutile.
Aici este o karmă care acum se închide. 8 de cupe, pleci din această karmă, din acest, vedeți, sunt trei generații. Fata, mama și bunica. Aici ați dus ceva mai departe, este pe cartea schimbării. Se închide, ieșiți, rupeți lanțul, nu mai vreți aici. Pentru că ați văzut ce vă aduc aceste lucruri. Suferință, lupte, stres. Lăsați totul la o parte, dragilor, pentru că aici înfloriți. Vedeți, mergeți spre fericire, mergeți spre bucurie, mergeți spre împlinirea dorințelor. Da, văd aici un berbec, văd un scorpion, o balanță. Văd berbec leu săgetător, o persoană care vine către tine. Poate este un mentor, poate este un preot, poate este un duhovnic, cineva care vă ghidează pașii corect spre acest portal, spre acest nou început. Vă sfătuiește să ieșiți din aceste lupte, din acest stres, pentru că stresul, bătăliile, luptele, oboseala duc la boală, dragilor. Boala trebuie aici înlăturată, nu aveți niciun motiv. Oricare ar fi motivul, e important cum reacționăm. Vouă aici vi se scrie un paradis, o poveste frumoasă, de iubire, de viață. Și mergeți spre acest lucru. Aici văd însănătoșire, văd ieșirea din orice situație, orice vă presează acum, poate sunteți într-o ceartă, poate sunteți într-o dilemă, poate sunteți la o răscruce de drumuri, aveți de luat o decizie importantă, veți lua cea mai bună decizie a vieții voastre, pentru că este pe destinul vostru să fiți fericiți. Aici văd regele de bâte, posibil această persoană să vină către tine. Și pe planul sentimental poate fi, dar are cunoaștere această persoană. Îți va povesti, poate și ea a trecut prin același moment prin care ați trecut și voi 10 de săbii. Și vine pentru un vis, pentru o familie. Cum am spus, poate vă schimbați statutul, poate ați fost persoane singure până acum. Vine cineva în viața voastră și vine pentru căsătorie, dragilor. 10 de monede, pentru abundență, pentru tot ce ați trăit până acum, universul vă trimite un cadou. A venit greu, mult ați așteptat. Cavalerul de monede vine greu. Văd aici persoane și în zodie de pământ, dar cred cel mai mult că este tot o persoană în zodie de foc. Voi sunteți în energia voastră acum, aveți puterea la voi, faceți ceea ce credeți de cuviință pentru că este bine, dragilor. Ce vă spune vouă intuiția? Chiar dacă vi se pare a fi imposibil de realizat, mergeți către intuiția, spre ce vă spune intuiția voastră, pentru că este bine. Haideți să vedem niște sfaturi pentru voi. Leu. Mistic. Fii gata oricând de acțiune și nu-l lua pe nu drept răspuns. Așteaptă-te să apară soluții miraculoase. Se întâmplă aici ceva, se deschid uși. Ceva ce nici nu ai visat că se poate rezolva, se rezolvă. Rezolvi totul în această perioadă. Dacă ai acte de rezolvat, mergi pentru că se vor rezolva chiar dacă ai întâmpinat probleme până acum. Dacă ai lucruri de pus la punct, fă-le în această perioadă pentru că sunt cu succes. Le duci la îndeplinire cu succes. Mistic, nu căuta sensul. Nu căuta răspunsuri pentru că aici cere, trebuie doar să ceri, iar universul va găsi o cale. Aici este Shanti, îngerul păcii, îți aduc liniște și îți netezesc drumul spre înainte. Dragilor, mergeți pe acest drum al păcii, al liniștirii sufletului, fără stres, fără suferință, fără lupte, cu iubire, cu fericire, pentru că mergeți pe această poartă a fericirii, a noilor începuturi. Se schimbă totul la 180 de grade în viața voastră. Poate fi pe orice aspect al vieții voastre, poate fi pe planul sănătății, poate fi pe planul iubirii, poate fi în carieră, pe plan material, pe plan personal, spiritual. Aici este o creștere, transcederea iluziei. Toate lucrurile se întâmplă la timpul lor, iar acum este timpul vostru să mergeți spre fericire. Să mergeți spre ceva magic. Vă pup, vă iubesc, vă îmbrățișez cu multă căldură și vă doresc un august de vis. Vă pup, pa, pa!